Primăria Municipiului Târgu Jiu, prin Direcția Publică de Protecție Socială, va acorda o atenție deosebită copiilor proveniți din familii cu o situație socioeconomică dificilă. Fie că este vorba despre elevi de clasa pregătitoare sau elevi de liceu, aceștia vor primi ghiozdane echipate cu rechizite în cadrul acțiunii început de an școlar. Vor fi acordate peste 150 de ghiozdane echipate corespunzător pe categorii de vârstă. Valoarea totală a pachetelor cu rechizite este de aproximativ 30.000 de lei cu TVA. Cererile pentru acordarea rechizitelor școlare vor putea fi depuse până la data de 11 august 2021 la Direcția de Protecție Socială Târgu Jiu și vor fi însoțite de următoarele documente doveditoare ale situației sociale a familiei: acte de identitate, certificate de naștere pentru copii, adeverință de elev eliberată de școala la care copilul frecventează cursurile pentru anul școlar 2021-2022, adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Gorj, acte privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii, certificat atestare fiscală pentru persoanele fizice eliberat de Direcția de Venituri Târgu Jiu pentru toți membrii majori din familie.